Veste tristă în lumea artiștilor. Petrică Cercel, tatăl lui Ionuț Cercel, a decedat după ce fusese infectat cu COVID-19. Acesta era intubat la un spital din capitală, dar a pierdut lupta cu virusul, lăsând familia îndurerată în urmă. Petrică Cercel a murit după ce a fost internat în stare gravă la spital. Din nefericire, acesta fusese testat pozitiv cu COVID-19. Inițial, acesta a refuzat ajutorul medicilor, crezând că poate să scape de probleme acasă, dar situația s-a înrăutățit. În urmă cu doar câteva zile, fiul lui Petrică Cercel, Ionuț Cercel, confirmă veștile rele pe contul său de Facebook. Acesta dezvăluia la momentul respectiv că tatălui a fost infectat cu COVID-19, sperând în același timp ca artistul să se vindece. Oameni buni, tatăl meu are într-adevăr probleme de sănătate, mai exact acest nenorocit de COVID-19, dar prin rugăciunile noastre Dumnezeu îl va vindeca, a fost mesajul artistului postat pe Facebook. Manelistul a fost un adevărat exemplu pentru fiul său Ionuț Cercel, cât și pentru foarte mulți artiști din România. El a bucurat pe toată lumea prin piesele sale timp de aproximativ 2 decenii, având mult succes printre români.